cine se teme de Molly? Eliza pare foarte încântată, Howie. Așa este, Ben. Haide! Vezi? Nu-i așa că-i frumos? Oh, un fluture. Da, este foarte frumos, scumpo. Pot să-l păstrez, mamă? Nu uita că tot ce are aripi trebuie să zboare. Bine, dar vreau să-i mai privesc aripile frumoase încă puțin. Apoi îi dau drumul. Mulțumesc, mamă! Privește, Howie, ți-am adus un nou prieten. Îi voi spune Britney, fluturele Britney. Britney e un nume frumos, nu crezi? Eram cu Max în parc și Britney s-a așezat pe degetul meu. Eliza, hai la masă, scumpo. Vin, mamă. Howie, să ai grijă de Britney până vin. Repede, Howie, ajută-mă să urc. Vreau să mă uit mai bine la fluturașul Elizei. Știi ceva, Ben? E ceva ciudat la Britney. Britney? Ce nume frumos pentru un... Asta nu e un fluture. Asta e un... Molly! Știam eu! Eliza a spus că în curând îi va da drumul. În curând nu e suficient de curând. Un singur lucru le place Molly-lor să mănânce. Umplutură de ursuleț de pluș. Mă cam ia cu tremurături numai când mă gândesc. Mulțumesc, mamă. Howie, iar ai găzut pe podea? Uite, așa e mai bine. Ți-a fost dor de mine, Britney? Mama are dreptate. Nu arăți prea bine închis aici. Nici nouă nu ne-ar plăcea să fim închiși într-un borcan, nu, Howie? Ei bine, ce are aripi trebuie să zboare. Uite ce fericit e! Britney! Am o idee! Voi doi jucați-vă frumos, eu mă duc să culeg niște iarbă pentru Britney. Howie, ascunde-te! Ben, eu credeam că îi va da drumul afară. Da, și eu. Cu Molly aia pe aici, vom fi în mare pericol dacă Max sau Eliza vor avea nevoie de noi, Ben. Suntem ca niște ținte pentru Molly aceea. Poate reușim să o punem la loc în borcan. Dar oare cum am putea să facem asta fără să fim atacați, Ben? Știu eu unde putem găsi un manual al ursuleților pentru orice. Vino! Bună, Edgar! Benjamin, Howie, unde vă grăbiți? Bună, domnișoară Crackers! Wow, aici sunt sute de cărți! Caută la M de la Molly, Howie! Du-mă în direcția aceea! Voi, ursuleții tineri, câtă energie aveți! Totuși, uneori mai trebuie să încetiniți și să mirosiți trandafirii, mai jos și la dreapta. La dreapta? Ai dreptate, Edgar. La M nu e nimic. Încearcă S, doar sunt molii de spumă. Bine, du-mă încolo. Ei bine, adevărul e că eu nu prea simt niciun miros în grădina doamnei Periwinkle. E din cauza levănțicii, sunt alergic la ea. Levănțică? Levănțică? Da, floarea aceea mov. Foarte frumoasă. Le ține la distanță, să știi. Ben, Eliza va veni în curând. Scuze, Edgar, ce ține la distanță? Pe Molly, le ține la distanță. Levănțica? Nu suportă mirosul ei. Mulțumim, Edgar. Mulțumim mult. N-aveți pentru ce, îmi face plăcere să stau de vorbă cu voi. Uneori când nu găsim ceea ce căutăm, acel lucru se dovedește a fi chiar în fața noastră.
Crezi că atâta levențică ajunge să trimite Molly înapoi în borcan? Cred că o singură floare ne-ar... Opa, scuză-mă. Nu-i nimic. Ține levănțica departe de mine. Cred că nu numai Edgar e alergic la așa ceva. Să mergem, avem o molie de prins. Oare mai e aici? Nu o văd nicăieri, dar ține levănțica la îndemână. L-am găsit, Max! Ce căutați voi aici? Noapte bună, Howie! Și ție, Britney, oriunde ai fi! Îl duc eu pe Ben înapoi la Max. Văd că i-ai dat drumul lui Britney. Da, asta am făcut, mamă. Oarecum. Adică... Noapte bună, scumpă. Noapte bună, mamă. Închide ușa, te rog. Mulțumesc, Ben, mulțumesc. Cu plăcere. Am pregătit borcanul. Trebuie să facem cumva ca Molia să intre acolo. Și cum vom face asta? Vom face cu momeală. Ce înțelegi tu prin momeală? Ben! Vei reuși, Howie. Ce tactică reușită, Ben! Credeam că te va prinde. Și eu, mulțumesc. Acum urmează partea cea mai grea. S-o ducem înapoi. Unde înapoi? În parc, unde a găsit-o Eliza. Unde altundeva? Va crede că a plecat și... Va fi fericită pentru că va ști că și Britney e fericită. Vin și eu cu tine. Dar nu cred că e o idee prea bună. Pot ronzăi un ursuleț de pluș până rămân numai ațele din el, în câteva clipe. Sună înspăimântător, dar tot vin cu tine. Of, bine, fie, hai. Parcul orașului. Imediat ajunge. Ai levănțica aceea la îndemână? Bineînțeles. Puțin cam îndoită și ofilită, dar cred că își va face bine treaba. Chiar dacă vin un catralion de moli, le fac eu față. Oh, nu! Nu mai găsesc levănțica. Uite acolo! Howie, jos! Nu, nu te apropia! Înapoi, înapoi! Ha! Te descurci de minune, Ben! Fă față insuportabilului! Înapoi! Mie roase asta! Bravo, Ben! Repede, Howie, acum e șansa noastră! Să plecăm de aici! Abia aștept! Britney a plecat, Howie. Dar cum spunea și mama, ce are aripi trebuie să zboare, nu-i așa? Pa, pa, Britney! Pun pariu că s-a dus înapoi în parc, acolo unde l-am găsit. Oh, mi-a venit o idee! Tu rămâi aici, Howie. Vin imediat! Max! Hei, Max, am o idee! Ben, îți mulțumesc! Molly a dispărut acum și Eliza este fericită. Suntem o echipă, Howie. Nu aș fi reușit fără tine. Haide, te rog, Max. Ne vom distra. Îi luăm cu noi și pe Benjamin și pe Howie și mergem la picnic.
Cred că avem nevoie de niște levănțică, Ben. Cred că îmi vine să strănut. Haui! Oh!